Deși reglementările spun că temele nu ar trebui să depășească 2 ore pe zi, în medie un copil în România petrece aproximativ 3-4 ore cu această activitate. De cele mai multe ori, temele pentru acasă sunt prea multe și prea obositoare, nici de cum motivante și creative. Temele pentru acasă sunt de cele mai multe ori obligatorii. Fără nicio explicație sau vreo motivație, un copil în România trebuie să își facă temele fără să găsească adevăratul scop. Depinde de fiecare zi. Dacă avem zile mai grele, temele durează cam până pe la 4 ore, dar în zile mai ușoare durează și minim o oră. De obicei, când am mate sau fizică, petrec undeva până la 3 ore jumate să-mi fac temele, dar în zile mai ușoare pot să petrec chiar și jumătate de oră sau oră să mă pregătesc pentru ziua respectivă. Aproximativ 3-4 ore, depinde de zi, dacă avem materii mai importante, cum sunt cele pentru BAC sau pentru admiterea la facultate. Înainte de a vorbi despre ce se petrece după școală sau înaintea ei, trebuie să ne gândim la ce se petrece la școală în timpul orelor. Temele pot fi grozave, pot atrage pe elevi într-un mod fascinant, dar lucrurile acestea se întâmplă dacă cei care le oferă temele știu cine sunt, cei care le vor rezolva și măcar în parte îi lasă să decidă asupra conținutului sau abordării. Nu știu dacă, din punct de vedere pedagogic, al metodei de predare, din punct de vedere al cadrului didactic, ar fi ok să aibă teme, dar acum depinde cum sunt structurate aceste teme, ce urmăresc, care este scopul, care este motivația copilului. A petrece la teme 3-4 ore acasă după programul școlar, practic îi ia din, foarte mult din timpul său liber în care ar putea să creeze, să își formeze noi deprinderi. O altă perspectivă este aceea că problema de fond ar fi nu temele, cât gestionarea timpului de către copii sau familia acestora. Rezolvarea temelor de către părinți nu aduce întotdeauna beneficii copilului. A fi rezolvate temele în cadru organizat, adică în interiorul școlii, după metode bine precizate, ar fi ok, dar și timpul este foarte mare. Acum depinde și de vârsta copilului. La vârste foarte mici, la până în 10 ani, consider că 3-4 ore la temele care se dau acasă este un timp foarte mare. În primul rând, ia și din timpul copilului, dar și din timpul părintelui, pentru că părintele trebuie să-l ajute într-un fel la teme, nu are metoda pe care cadrul didactic a învățat-o în școală și îl poate învăța într-un mod eronat și este foarte greu să schimbăm o informație învățată în mod eronat ulterior. Copilul nu este un robot de făcut teme, ci este o personalitate unică, un cumul de idei și perspective. Ne adaptăm la scopurile copilului, la motivațiile copilului, să-l învățăm comportamente, să-l îi precizăm în primul rând care-i scopul pentru care tu realizezi aceste teme, care va fi utilitatea acestor teme pe mai târziu. Noi în orice moment trebuie să avem educația să fie făcută după ideea utilității în comunitate pe mai târziu. Noi formăm personalități. Foarte greu putem să le destructurăm dacă se formează în mod greșit. Nu există utilitatea copilului în comunitate. Trebuie să-l facem, în primul rând, să se simtă util, să-l facem că face parte, se simtă că face parte din grupul lui, din comunitatea lui și acasă. Orice sarcină am dat copilului, aceasta trebuie să aibă utilitate și să-i precizăm scopul. Faci acest lucru deoarece este util pentru tine și aici intervine motivația. Un alt efect al prea multor teme pentru acasă poate fi atitudinea de respingere a copilului lui vis-a-vis de școală. Dacă la început ea poate fi o sursă de bucurie, fiindcă înveți lucruri noi și îți faci prieteni în scurt timp, se poate transforma într-un loc de torturi. O temă făcută cu plăcere, în care copilul simte că învață pentru el și pentru ceilalți, este diferită față de o temă care e făcută că așa vreau eu. Intervine complexul de putere. El se simte inferior adultului. Trebuie să tratăm copilul ca de la egal la egal, cu toate că acest concept este foarte greu de asimilat de către noi ca adulți. Copilul se simte inferior și aceste inferiorități se vor transmite mai târziu în comportamentul copilului. Foarte greu va trebui ca el să destructureze aceste comportamente. Acest sentiment al inutilității îl va urmări practic în toată viața și în toate sarcinile pe care le va îndeplini, dar și în modul în care va relaționa cu cei de vârsta lui, cu adulții sau cu autoritatea. Prea multe teme pentru acasă îl fac pe copilul nostru să fie obosit, stresat, cu mai puțin timp disponibil pentru joaca liberă, timpul petrecut cu familia sau alte activități de dezvoltare personală ce îi completează educația. În Finlanda, țara cu cel mai performant sistem de învățământ din Europa, media este de jumătate de oră. De asemenea, reglementările spun că în timpul vacanțelor copiii să nu primească teme, dar asta nu se respectă aproape niciodată.